Complexul sportiv Popeci a fost plin marți seară de pasionați de fotbal care au venit să-i vadă la lucru pe foștii componenți ai Craiovei Maxima. Gloriile fotbalului oltean au răspuns prezent solicitării venite din partea organizatorilor trofeului Corneliu Andrei Stroie, legenda unei legende, și au jucat un meci demonstrativ împotriva profesorilor echipelor de fotbal înscrise la competiția care s-a desfășurat ieri la Craiova. Pentru Craiova Maxima au evoluat Dan Racolțea, Marian Băcu, Narcis Mohora, Silvian Cristescu, Pavel Badea, Nae Ungureanu, Nicolae Negrilă, Gheorghiță Giolgău și Costică Donose. Antrenor a fost Ilie Balaci. De partea cealaltă, formația profesorilor condusă de pe margine de Nicolae Zamfir i-a cuprins pe următorii: Constin Nanu, Marian Dobre, Robert Bischin, Daniel Ciocănescu, Liviu Horăscu, Alin Dragu, Iulian Dănuț Măciucă. Câștig de cauză au avut profesorii, care s-au impus cu scorul de 9-8, golurile învingătorilor fiind marcate de Dobre, Dragu, Ciocănescu, Măciucă, Horăscu și Bischin. Dintre maximi au punctat Băcu, Cristescu și Badea. E greu să vorbești la timpul trecut. Asemenea, mai jos balică. Pentru mine a fost cel mai mare președinte care l-a avut fotbalul românesc. De când cunosc eu fotbal, până în ziua de azi. Acești oameni, gen Neahornel Stroie, ar trebui azi să beneficieze de jucătorii de ieri. Sau niște jucători la fel de bun ca cei de acum câți ani? 35? În cadrul turneului, 6 echipe s-au luptat pentru trofeu. Este vorba de 3 echipe aparținând FEFS Craiova, Facultatea de Drept și Științe Sociale din Craiova, FEFS Pitești și Universitatea Valahia din Târgoviște. Trofeul a ajuns în mâinile studenților de la FEFS 1 Craiova, care au dispus de FEFS Pitești cu scorul de 10-1. Echipa campioană a fost compusă din Florin Cojocaru, Bogdan Ciocârlă, Mihnea Firoiu, Dănuș Ciocioană, Olivian Surugiu, Renato Bălan, Bogdan Pitulice, Cosmin Sârmon, Mădălin Tecioiu și Paul Pagâu. Echipele clasate pe podium au fost compensate de organizatori cu medalii, cupe și diplome, dar și cu o carte, Fenomenul Universitatea 91, oferită de autorul Ion Gianu. Premiile speciale au fost adjudecate de Adrian Albu de la FEFS Pitești, cel mai bun portar, Olivian Surugiu de la FEFS 1, goalgetter, Costinel Tănase de la FEFS Pitești, cel mai tehnic jucător.